Capitolul 19. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. După el au mers mulțimi mari și acolo i-a vindecat pe cei bolnavi. Fariseii au venit la el și, ca să-l ispitească, i-au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase soția pentru orice motiv? El le-a răspuns: oare n-ați citit că încă de la început Creatorul i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și i-a zis: de aceea bărbatul va lăsa tată și mamă, făcându-se una cu femeia aleasă, ca să devină împreună un singur trup? Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Atunci au zis ei: cum se face că Moise a poruncit ca bărbatul să poată da soției o carte de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns: din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați soțiile, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine divorțează de soție, în afara unei vini de adulter, și își ia altă soție, devine adulter. Iar cine ia de soție pe cea divorțată de soțul ei, de asemenea devine adulter. Ucenicii lui i-au zis: dacă astfel stau lucrurile cu bărbatul și soția lui, atunci nu este de folos să se însoare. Ați auzit că s-a zis: să nu comiți adulter. Eu însă vă spun că oricine se uită cu jind la o femeie a comis deja adulter în inima lui. Dacă ochiul tău drept te face să cazi în păcat, scoate-l și aruncă-l, pentru că e mai bine să piară unul din mădularele tale decât să-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și arunc-o, pentru că e mai bine să piară unul din mădularele tale decât să-ți fie nimicit în ghienă întregul trup. Și s-a mai zis: oricine va dori să-și lase soția, să-i dea o carte de despărțire. Eu vă spun însă că oricine își părăsește soția, în afară de cazul în care ea trăiește în desfrâu, îi dă prilej să devină adulteră, iar cine ia de soție pe cea divorțată devine adulter. Ridicându-se de acolo, a venit în hotarele Iudeei, dincolo de Iordan. Acolo mulțimile s-au adunat iarăși la el și, după cum obișnuia, le învăța iarăși. Atunci s-au apropiat fariseii, care, ca să-l ispitească, îl întrebau dacă este îngăduit unui bărbat să își lase soția. Iar el le-a zis: ce v-a poruncit Moise? Ei au răspuns: Moise a îngăduit să-i scrie o carte de despărțire și să o lase să plece. El le-a zis: din cauza împietririi inimii voastre v-a scris porunca aceasta. Dar încă de la începutul creației, Dumnezeu i-a făcut să fie împreună bărbat și femeie. De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. În casă însă, ucenicii l-au întrebat iarăși despre aceasta, iar el le-a zis: oricine, dacă își va lăsa soția și își va lua alta, săvârșește adulter cu ea. Iar femeia, dacă își va lăsa soțul și își va lua alt bărbat, săvârșește adulter.